Să vedem uh, ce putem uh, alege inspirat în cote mici, în cote mari, pentru bilete, pentru bombe uh, din uh, ceea ce ne propun uh, campionatele tare ale Europei în acest weekend. Vom vorbi și de Liga 1 pentru că fără ea nu se poate, dar uh, avem uh, acest, uh, dintre ghilimele, Craiova Dinamo pe care îl vom uh, lua în vizor puțin mai încolo, dar pentru început haideți să vedem bilanțul zilei. Am avut Dijon pe 2 și 0 5 goluri. Era 2-1 pentru Dijon, ia să vedem cât s-a terminat. Cert este că iată, pariorii cred că sunt dezamăgiți astăzi pentru că mă gândesc într-o secetă cum a fost oferta de astăzi, ce puteai să joci decât PSG. Într-adevăr a, a pierdut pe G pe terenul lui Dijon. Biletul în cotă 2 ne-a ieșit din fericire. Asta cu toate că Simona Halep a pierdut partida cu Carolina Plisco, a ne-am avut să se ia set și a luat set. Uh, păcat de uh, moralul slab pe care îl are, de uh, încrederea scăzută pe care o are, pentru că, sincer, vă spun, uh, e o jucătoare mititică, are 1,68 m, uh, nu avantajează acest lucru, uh, însă, ca și capacitatea de efort și ca uh, tenis practicat, eu zic că probabil cea mai bună jucătoare din uh, circuit. Din păcate, mentalitatea, uh, moralul, mentalul o încurcă și uh, se întâmplă ceea ce s-a întâmplat astăzi. Nu ne batem capul cu asta pentru că discuție uh, cât se poate de veche. În Liga 1, viitorul, Chindia, Târgoviște, peste 7,5 corner au fost 11, așadar uh, pariul a fost câștigat. În uh, Anglia, Championship, Barsley, Bristol, X2, uh, 2-2 s-a terminat. Uh, Danemar Marca Superliga, Iceberg Horsens, gol în prima repriză, 1-1 la pauză și tot același gol la final, certe că ne și nouă pariul. În Olanda, Eindhoven, Young Ajax peste 2,5 goluri și alte trei partide care ne-au încurcat uh, Den Bosch, Helmond, gazdele peste 1,5 goluri. A fost doar 1-1, Cambur, -1. Uh, Neck, Nijmegen uh, peste 2,5 goluri a fost 0-0, dacă vă vine să credeți, și de graf și pe Chelsea, -ori, ambele marchează din nou 0-0, zic, complicată pentru pariuri Era greu să alegi fix meciurile uh, pe care uh, ai fi câștigat. Uh, Ajax a bătut la zvole. Asta în caz că uh, vă întrebați ce meciuri puteam alege. A fost 4-2 pentru Ajax, așadar cine ar fi luat, eu știu, ceva legat de această variantă ar fi fost uh, un om uh, mulțumit. În uh, Turcia am avut galata Rizespor 1, uh, 2-0 s-a terminat încă din minutul 18, era 2-0 și în cele din urmă așa uh, s-a și terminat uh, partida. În Zweite Bundesliga, Hanover, Soundhouse, în 1-3 goluri, 1-1 și. Regensburg, Osnabrück, Osnabrück, 2-4 goluri, a fost 3-3 și acest pariu din nou n-a fost câștigător. La Ajax, minutul 72, a intrat Răzvan Marin, nu și-a pus amprenta pe tabela de marcaj, dar a prins 20 de minute și sperăm să încet încet să se acomodeze la campioana. Olandei. În Bundesliga, Hoffenheim a dispus cu 3 la 0 de Paderborn, iar în Liga 2 engleză, Barnsley, Bristol, 2 la 2. Cam astea sunt rezultatele. Nu are rost să insistăm foarte mult asupra a ceea ce a fost astăzi, pentru că înainte, înaintea noastră se află weekendul cu multe promisiuni. Vă aștept pe pagina de Facebook pentru a comenta împreună și tot de pe pagina de Facebook personală de data asta. Vreau să vă citesc mesajul pe care pe care, mesajul pe care Vlad, prietenul nostru din Portugalie, el locuiește acolo și uh, urmărește fotbalul portughez cu mare atenție, mi-a trimis așadar mesajul obișnuit în Benfica Rio avem ambele marchează și peste 2,5 goluri, o cotă de 1,89. Moreirense, Ghimaraie și ambele marchează 1,89. Și Tondela Sporting 1X o cotă de 1,96. Așadar, ca de obicei, cote atractivă, atractive și sperăm noi și câștigătoare. Haideți să ne îndreptăm acum atenția către meciul zilei Unibet. Vă spuneam, un fel de derby în Liga 1 se joacă la Severin de și mai prost decât un fel de derby. Nici măcar teren propriu de terenul propriu nu beneficiază echipa gazdă. Universitatea Craiova, Dinamo, Meciul zilei Unibet așadar, Caraiova Dinamo, o partidă care ar putea fi interesantă privind din prisma uh, orgoliilor, După cum știm, există o rivalitate între cele două echipe. În privința Craiovei, rezultatele din ultima vreme sunt mai degrabă dezamăgitoare, iar Dinamo e la polul opus, vine pe un trend foarte bun, cu rezultate foarte peste așteptări, de fapt nu foarte mulțumitoare, ci peste așteptări. Cert este că Universitatea Craiova este favorită cu o cotă de 2, în vreme ce Dinamo are cota 3,90, așadar aproape de două ori mai mare cota pe care o primește Dinamo. Practic, am putea spune că avem o favorită clară. Totuși, cine eu știu, simte că poate specula pe aceste cotații e cu atât mai fericit, cotele sunt atractive oricum mai paria, inclusiv egalul care are o cotă de 3.35 este uh, cât se poate de uh, tentant. Uh, în mod normal, uh, fiind o partidă de echilibrată, ar trebui să ne gândim uh, la acest semn al echilibrului care are forma unui X și uh, la 3.35 uh, Aș spune eu că <coughs> merită încercat însă vom, voi face abstracție eu personal de cotele pentru 1X2 și ne uităm mai departe să vedem ce altceva mai găsim în oferta celor de la Unibet. Peste 6,5 cartonașe o cotă de 2 și 15 să aibă cel puțin 4 cornere, o cotă de 1.83 adică dinamo o să aibă cel puțin 4 cornere o cotă de 1.83 și aici cred că e un pariu care tentează pe foarte multă lume. Și X pauză 208, două ponturi pe care mi le-au sugerat colegii mei. Oaspeții marchează, gol marca Dinamo, o cotă de 1,46 și peste 5,5 cartonașe, o cotă de 1,50. Vă spuneam, o rivalitate cunoscută și poate de aprinsă, meci destul de apric, probabil pe teren, cu pițurcă pe teren, pe bancă, pardon, Universitatea a disputat șapte partide. Cinci dintre acestea au însemnat și gol primit. Așadar, în cinci din cele șapte meciuri cu pițurcă pe bancă, Craiova a primit gol. Apărarea sa nu, nu e deloc precisă, nu e deloc sigură pe ea. Mă uitam în uh, ultimul meșel din cupă cu voluntari. Uh, aceleași uh, inexactități ale lui Bălașa. Uh, în continuare un uh, fotbalist uh, care e la un nivel uh, peste posibilitățile lui. Vă spuneam, uh, se joacă la Severin uh, în tur, în uh, uh, turul sezonului regulat. Craiova a câștigat cu 2-0 la București, așadar ar fi ceva de uh, forțat aici pentru Dinamo. Dacă a reușit să-și spele rușinea cu uh, viitorul, ar putea să încerce să o facă și cu Craiova. Cu atât mai mult cu cât uh, 5 din ultimele 6 meciuri au fost câștigate. Nemai pomenit Uri uh, care știe să facă din uh, un extrem de slab, cum este cel al lui uh, Dinamo, o echipă uh, care speră etapă de etapă să scoată trei uh, puncte sau măcar un punct uh, din uh, fața oricărui adversar. Uh, singura potigneală, să spunem așa, a lui Dinamo din ultima vreme a fost egalul cu FCSB, ceea ce uh, până la urmă nu poate fi uh, un uh, neajuns foarte mare, ba, din potrivă. Uh, FCSB e și într-o creștere în ultima vreme și... Ați văzut, uh, sunt destui adversari uh, care uh, cedează relativ uh, ușor. Nu a fost cazul lui Dinamo, care a scos un 1-1 uh, la -1 cu uh, FCSB. De partea cealaltă, moralul destul de slab la Craiova, în ciuda victorii cu uh, voluntari. Voluntari, cea mai modestă formație din, uh, din Liga 1, Chiar dacă vorbim de o meci de cupă, uh, doar două puncte câștigate de Craiova în ultimele trei uh, runde. Așadar, cam aceștia sunt uh, parametrii. Nu o să mă uh, întind foarte tare uh, la această partidă cu ponturi prea curajoase. Uh, varianta propusă de colegii mei cu gol marca Dinamo la o cotă de 1.46 mi se pare nemaipomenit de atractivă, dat fiind raportul dintre risc și cota. Așadar, șanse destul de mari, iar cota este acceptabilă, e poate chiar mai mare decât ne-am fi așteptat. Bineînțeles, putem forța cu ambele marchează dacă este cazul, dar Uh, asta rămâne la latitudinea fiecăruia. Trebuie să mergem mai departe și să vedem uh, ce se întâmplă în restul uh, rundei uh, cu numărul 15 din Liga 1. Dar haideți să vă citesc înainte câteva mesaje de pe pagina de uh, Facebook. Uh, emisiunea, după cum știți, se vede live uh, pe uh, pe pagina noastră și acolo puteți să ne scrieți eu în măsura în care pot și preiau aceste mesaje. Ia să vedem. Bate Dinamo la Anglia, ce ziceți? Vorbim despre Anglia imediat. Craiova Dinamo, loc să joace pe noua arena din Târgu Jiu, să joacă la Severin. Într-adevăr, interesant ideea lui Mihai Lucian, dar pe de altă parte Craiova e mai obișnuită cu arena din Severin și cred că a contat uh, această uh, variantă. Uh, Craiova și ambele marchează, Victorie Craiova și ambele marchează, Forța Dinamo, Craiova Dinamo, 2 pauză X final, uh, <coughs> prezența la vot sub 45,5 cota 4 ne scrie un uh, telespectator referindu-se la legile prezidențiale din uh, data de ze. Noiembrie. Aici, sincer, nu pot să fac o estimare, chiar nu-mi dau seama, dar cota e într-adevăr atractivă. Și mai avem câteva mesaje, ia să vedem. Real și Barça, Victorie cu handicap bate Dinamo sau un alt telespectator ne spune un meci de evitat sau gol în ambele reprize. Mâine bate farul la Buzău, cota 3 și 15, ce ne scrie Octavian Marius a Gavriloaie. Și uh, peste 5,5 cartonașe Andrei uh, Dumitrescu 2 plus la Craiova Dinamo Peste 5,5 cartonașe Sevilia 1-3 goluri Craiova și ambele marchează Dinamo, țineți minte, 5 plus Așadar la Craiova Dinamo 5 plus Un uh, 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 mesaj din partea unui uh, telespectator Penalti în meci, iată, interesantă variantă Uh, multe mesaje sunt cu ambele marchează, nu le citesc pe toate, dar am înțeles ideea. Manchester City ambele marchează și 3+, plus, Juve uh, ambele marchează și 3+, plus, uh, și la fel la meciul lui Dortmund, uh, Sevilla, Atletico Madrid, X sau 3+. Plus. Haideți să vedem uh, restul etapei de Liga 1. Sâmbătă, de la ora 20.30, avem uh, CFR Cluj uh, Academica uh, Clinceni. Uh... CFR Cluj, o echipă care a pierdut din turație în ultima perioadă, dar în același timp Craiova și Vitorul nu s-au descurcat nici de foarte bine. De câștigat au avut echipe precum Astra sau Dinamo care s-au mai apropiat. Detronat în această seară de victoria celor de la Vitorul. Vitorul a trecut pe locul întâi. Probabil victoria CFR-ului poate chiar la scor și gazdele peste 5,5 corner, așa cum sugerează colegii mei. Voluntar Botoșan gol în prima repriză, o cotă de 1.46. Sepsi joacă pe terenul FCSB-ului duminică seara de la ora 9, peste 4,5 cartonașe, spun colegii mei și probabil o victorie a FCSB-ului. Astra Poliaș sub 2,5 cartonașe în prima repriză, o cotă de 1.44. Poliaș și Astra sunt două echipe care vin sub o aură la această partidă. Le A mers destul de bine în ultima vreme, mai ales Astra. -i. Iașul vine și ea după surpriza cu totuși o anumită rezervă dată de faptul că aici nu vorbim de valori certe, nu vorbim de două echipe care au jucători de mare valoare și care merg la un nivel constant, ci vorbim de mici sclipiri sau mici circunstanțe favorabile într-un moment sau altul, dar nici de cum de lucruri certe. Așadar, prudenți la această partidă, eu nu aș evita-o sau aș juca un mix solist la Astra cu Polia și cred că e cea mai bună variantă. E abia luni la ora 18 mai avem timp până atunci să ne gândim la această dispută. Scriau telespectatorii noștri de campionatul englez. Haideți să facem acum un tur prin ultimele două campionate mari care ne-au rămas Premier League și Seria. Vă mai citesc câteva uh, comentarii. Uh, ce victorie și peste două goluri uh, diferență, adică victoria la cel puțin uh, două sau trei goluri diferență, Burchi, uh, Budescu marchează, Astra unu solist, uh, evitați România mai bine jucați barbut, <gură> scrie cineva. Aici uh, nu sunt de acord cu uh, telespectatorul nostru și vă spun de ce. Uh, în Liga 1, fotbalul are o, o valoare scăzută, e, e jos, e foarte, foarte slab. Dar, în același timp, cei care se uită cu mare atenție, cred că realizează că există un dram de previzibilitate, predictibilitate. Aici, fie că ne dăm seama unde ar putea fi eventuale blaturi, fie, fie știm. Să estimăm, să cântărim așa echipele și să ne dăm seama într-un duel direct cam ce s-ar putea întâmpla. Sincer vă spun, eu nu sunt de acord absolut deloc că la pariu nu trebuie pariat pe uh, Ligantei. Craiova Dinamo, uh, avem uh, un mesaj amuzant, în minutul 80 se sparge mingea. Asta uh, ar putea fi legat de de acela despre care se vorbea. Uh, și uh, iată penaltii și cartonaș roșu. Ne scrie un alt respectator Craiova marchează 2, plus, uh, 2 pauze, 2 final la Liverpool, uh, Craiova 1-2 și ambele marchează. Interesant, uh, 1-2, adică să nu se termine egal și ambele uh, marchează, 2 plus, pauză sau final X uh, PSG a avut și ghinion în uh, meciul ăsta. Eh. Când pierzi la Dijon, e greu să dai vina pe arbitru, pe ghinion, pe condiții meteorologice și vorba telespectatorului pe mingea care s-a spart. La Liverpool ar merge doi pauze, doi final. Craiova-Dinamo, 1-3 goluri. Mergem în Premier League, așadar, haideți să vedem ce se întâmplă acolo. Avem uh, etapa cu numărul uh, 11, ce, uh, pornim cu Bournemouth uh, Manchester United. Dacă vă aduceți aminte, uh, v-am uh, vorbit de Bormaut într-un uh, într anumit uh, fel foarte precis, și anume că atâta vreme cât va merge varianta cu ambele marchează, jucăm până când uh, se va uh, deteriora această, uh, acest pariu pe care l-am folosit etape de etapă de etapă. Și, într-adevăr, iată, am avut inspirație pentru că Bournemouth, în uh, momentul de față, uh, vine după trei etape, fără gol marcat. Uh, o echipă care marca etapă de etapă, care uh, juca un fotbal ofensiv primea și goluri, adevărat, dar jucau fotbal ofensiv de trei etape, n-a mai marcat uh, contra adversarilor pe care i-a întâlnit și care erau unii dintre ei accesibili. la întâlnit-o cu Arsenal. Mă rog, e să zicem mai greu cu Arsenal, deși uh, o să vă povestesc imediat despre Arsenal câteva chestii. Cu Norui și cu Watford, dacă cu Norwich și cu Watford nu, nu reușește să marcheze, atunci e clar că uh, trebuie să ne revizuim atitudinea uh, despre Bournemouth. Manchester United uh, de partea cealaltă uh, vine cu un moral destul de bun pentru că a câștigat ultimele trei meciuri pe care le-a jucat pe terenul adversarului în această uh, etapă. Mai mult de atât în uh, cele opt meciuri de când Bournemouth a, uh, a promovat în Premier League, o singură dată uh, a reușit să-i marcheze lui United mai mult de un gol. A fost o partidă în care a câștigat uh, cu 2 la 1. În rest, uh, pre uh, prestații foarte foarte, foarte slabe contra acestui adversar, așadar, a, a, contra acestui adversar, așadar, gazdele sub 1,5 goluri, adică maximum gol marcat de Borma la o cotă de 1,47, pare un pariu foarte, foarte, foarte potrivit. Arsenal, vă spuneam mai devreme că o să vă detaliez câteva lucruri. O întâlnește pe Wolves, aici unui și pe unul de 5 goluri pare o variantă tentantă, până la urmă Arsenal e o echipă de uh, teren uh, propriu, în, în primul și în primul lucru. Uh, problema la Arsenal este că uh, nu prea mai marchează, un, o medie de un gol în ultimele patru etape, un gol pe etapă, uh, o singură victorie în ultimele patru uh, runde, 1-0 cu uh, Bournemouth și... Uh, Iarăși, uh, meciul uh, din uh, Cupa Ligii 5-5 cu Liverpool și uh, înfrângere, eliminare după loviturile de uh, departajare. Sunt ceva probleme. Capitanul echipei uh, Ceaca uh, s-a uh, răfuit cu publicul, cu suporterii, a fost uh, suspendat. Se părea că va fi iertat și reprimit în, uh, în uh, lot, însă a confirmat uh, una MRI astăzi că. Ceaca, sigur, nu va fi nici măcar pe bancă în, în această etapă. Dar nu este singur lucru de care trebuie să. Uh, care ne pune pe gânduri. În primul rând, gândindu-ne la Ceaca, Se ne dăm seama că există o anumită tensiune acolo, există uh, nemulțumiri, există nervi întinși în vestiar și. Această situație se răsfrânge inclusiv asupra antrenorului Unai Emery, care a devenit ținta glumelor pe care jucătorii le fac chiar de față cu acesta. Din ce am citit astăzi, chiar pe terenul de antrenament, aceștia îl iau la mișto, cum se spune, râd de el, îl imită și cu greu sunt dispuși să facă ceea ce... Ce le cerea. În aceste condiții, atenție mare la Arsenal. Eu cred că în ambele marchează aici o variantă uh, bună. Totuși, de partea cealaltă, au, au fost 10 etape în uh, Premier League și 6 Wolves le-a terminat la egalitate. Mare atenție cu această, această formație, dar zic eu că merge un ambele marchează sau chiar un X final. Asta Liverpool 2 și peste 1,5 goluri, o cotă de 1,50. Au revenit Van Dijk și Salah, așadar la capacitate maximă Liverpool. De partea cealaltă, o veste importantă, Grilish, capitanul lui Villa, s-ar putea să absenteze. Destul de probabil să absenteze. Jucător important pentru formația gazdă. Brighton-Norwich, pauză sau finalul 1, o cotă de 1.53. Brighton vine după victoria de acasă cu Tottenham și de asemenea a bătut și pe Everton 3-2 în ultima rundă, ultimul meci de pe teren propriu. Cu siguranță are un moral bun, în, bun înainte a lui înaintea confruntării cu Norwich care în cele 5 deplasări de până acum a scos un singur egal și a marcat un singur gol. Clar nu merge în deplasare formația Norwich City-Southampton gol în 3 minutele 0 și 28, așadar în prima în primele 28 de minute. Ar trebui să fie un pariu câștigător pentru că Manchester City a, abia a întâlnit-o pe Southampton în Cupa Ligii. Marți a și bătut-o, a fost 3-1 atunci. Probabil că știe foarte, foarte bine Guardiola cu cine are de a face. West Ham, Newcastle, 1-0, 4 goluri, e o cotă de 1-42. Uh, și aici uh, vreau să vă spun că în ultimele uh, patru etape West Ham a acumulat doar două puncte. E o echipă totuși cu un lot foarte, foarte bun. Iată cât de modest uh, se uh, descurcă. Newcastle, uh, o, echipă, o formație care uh, nu are mari posibilități, joacă meciurile cât mai uh, cu rezerve, cât mai cu nu cu rezerve, joacă cu, uh, încearcă să fie cât mai pragmatică, dar nu reușește de fiecare Artă, mai degrabă reușește rar acest lucru. Cert este că în partidele sale se marchează destul de puțin, așadar, pariul pare îndreptățit. Avem Watford-Chelsea, X2 și peste 1,5 goluri, ar fi o cotă de 1,44, o partidă totuși la îndemâna lui Chelsea, fără victorie, Watford, după 10 etape, singura formație din campionatul Angliei care nu a reușit să câștige niciun meci. Chelsea pardon, vine după o, o perioadă bună în campionat, nu și în Cupa Ligii, acolo unde a fost terminată de United, dar e altă poveste. Și mai avem Everton, locul 16, contra Tottenham, locul 11, iată, mă bucur că și-au găsit locul în clasament cele două echipe. Bătaie de joc și în cazul uneia și în cazul celeilalte, loturi foarte, foarte competente și totuși un fotbal de nimic. Faptul că au mai pierdut, că au mai remizat, asta trece pe planul 2. Problema e că joacă un fotbal extrem de sărac, și bineînțeles că acest lucru nu e pe placul meu. Mi-e greu să mă uit la meciuri când se joacă atât de înfiorător, precum în cazul celor două. Mergem în seria, etapa cu numărul 11. Avem uh, două derbiuri, uh, e vorba de Roma Napoli, dar și de Torino Juventus. Uh, Roma Napoli uh, se joacă sâmbătă de la ora 16, pe locul 4 Roma, pe 6 Napoli. Napoli are o problemă, brazilianul Alan uh, s-a accidentat și uh, cel mai probabil va lipsi o perioadă destul de lungă uh, de pe teren. Uh, asta înseamnă că Va avea o vulnerabilitate destul de serioasă. Dincolo de acest lucru, trebuie trecută în uh, discuție și uh, defensiva modestă pe care o au napoletanii cel puțin în, în, în ultima vreme. Urmează miercuri uh, 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 meciul pe care Napoli îl joacă pe teren propriu cu Salzburg, așadar. Uh, o partidă de Liga Campionilor rămâne uh, un program încărcat, cu atât mai mult cu cât în uh, următoarea uh, etapă de Liga Campionilor urmează să joace în deplasarea la Liverpool, așadar uh, foarte importantă această partidă cu Salzburg. E adevărat, Napoli la 4 puncte de Salzburg în, uh, în momentul de uh, față. Ambele marchează o cotă de 1,54. Roma, Napoli X2, o cotă de 1,50. Variante de luat în seamă. Bolonia, Inter, avem ambele marchează o cotă de 1,71. Joacă și Interul marți la Dormund, iarăși partidă foarte, foarte importantă. Celălalt derby, Torino Juventus, luând statistica și uitându-ne pe ea, o să descoperim că de cele mai multe ori sunt destul de strânse aceste întâlniri. Rare ori Juventus câștigă la diferență și tocmai de aceea sub trei goluri asiatic cu perspectiva unui drum până la Moscova uh, pentru întâlnirea de uh, miercuri cu locomotiv. Uh, așadar, uh, motive pentru a fi uh, cât se poate de strânși la uh, pungă cei de la Juventus. Uh, mai avem Atalanta mai uh, nemaipomenit uh, recordului Caliari, lui Atalanta, pardon, nu record, ci uh, felul în care s-a descurcat în ultima vreme, a marcat cel puțin două goluri în fiecare din ultimele 11 etape de campionat. Fiorentina Parma gol în ambele reprize și mai avem la Milan Lazio 0-1 goluri în prima repriză. Am putea să trecem și această partidă la derbiuri, însă Milanul este încă departe de a fi consistent, chiar dacă vine după victoria cu Spal. Mergem mai departe, haideți să vedem biletul în cota 7. Așa cum v-ați obișnuit, colegii mei au alcătuit un bilet pe care vi-l prezint chiar eu în aceste momente. Frankfurt Bayern München e pe acest bilet, Alania Sport, Bașac Şehir, Bologna Inter, Sevilla Atletico Madrid, Celta Vigo Hetafe și FCSB Sepsi sunt selecțiile colegilor mei. Ponturile le găsiți pe site pe pariul 1x2.ro, acolo unde o să mai găsiți multe alte lucruri interesante, multe pronosticuri. În primul rând, bilet în cota 3, bilet în cota 7 și, bineînțeles, analizele tuturor meciurilor importante. Și pentru că am vorbit de bilete, haideți să vedem cele două bilete în cota 2 pentru sâmbătă și duminică. Sâmbătă, pe biletul nostru, se află trei partide. Sunderland-Southend în Champions, în Liga 3-a, soliste solist, o cotă de 1.33. Apropo de asta, Sunderland se pare că și-a găsit investitori, se pare că va ieși din impasul în care a intrat în urmă cu câțiva ani și uh, cred că acest lucru ar putea să facă formația gază să aibă o prestație bună în partida ce urmează. Fulham Hull City peste 1,5 goluri în Championship și Luton Nottingham același pariu în total cota biletului de sâmbătă 2-0-1 Iar duminică avem un bilet în cota 204, nu că ar fi vreo mare diferență, dar cert este că avem 3 partide alese de colegii mei. Porto avești uh, 1 cu handicap uh, minus 1,5, o cotă de 1,42. La Fortuna Düsseldorf, uh, Köln uh, gazdele marchează, uh, o cotă de 1,20 și Villarreal Atletic uh, Bilbao gazdele marchează. În total uh, 2,04, așa cum uh, vă spuneam și, uh, bineînțeles, uh, Cred că în momentul ăsta ați avut uh, aproape toți cei care urmăriți emisiunea curiozitatea să uh, intrați pe site să vedeți cum arată site-ul ăsta Sportingbet. Uh, probabil ați văzut că e un site uh, foarte uh, ok. Uh, de altfel, noi am făcut pe pariurul12.ro o prezentare, nu doar pentru Sportingbet, am făcut pentru uh, toate site-urile cu care colaborăm și acolo am prezentat plusurile, minus tot felul de detalii pe care un parior e bine să le știe, mai ales cineva care n a jucat niciodată online, care a jucat doar la casa de pariuri și acum ar vrea să joace de pe internet, să nu se mai ducă în fiecare zi până la agenția din colț. Haideți să vedem restul ofertei pentru acest weekend. Începem în Championship, acolo unde colegii mei au ales destul de multe partide. Wigan, Sonsi, sub 3 goluri asiatic, e o cotă de 1.42. Blackburn, Sheffield, Wednesday, X2, Brentford, Huddersfield, 2-4 goluri. Cardiff, Birmingham, 1x la pauză, 1x la final. Fulham, Hall 1x și peste 1.5. Leeds, QPR, sub 3.5. Și mai avem uh, Latin. Nottingham ambele marchează. În Belgia, alte cinci ponturi. Avem Ghent, Standard Lege, Andele, Circle, Bruj. Meciuri interesante. În Olanda avem restul etapei din, din prima ligă. Bineînțeles, golurile în prim plan aici și încheiem cu Suedia, acolo unde am ales, au ales colegii mei încă 3 ponturi. Cam atât pentru această săptămână. Ne revedem din nou luni. Până atunci nu uitați să ne vizitați site-ul x 2ro Noapte liniștită și baftă la pariori!